Dar Noi ce am au de deschis. ascuns? Spune că se denigrează școlile, că Sunt, oferă nu? informații, Da, știți, da. domnul, cum se spune? Valentin Brodache. Da, da. Eu să nu înscriu, da? Așa e primit la noi. Informația nu e controlată și deodată merge în direct, știți, și lumea are de suferit. De ce trebuie de văzut? Haideți să-mi discutați. În direct. Ne trimesc părinții. Deci suntem la școala din Sofia. Sofia, raionul Drochia. Bună ziua! Uitați-vă ce curățenie ideală! Ne stăruim! Trise! 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 Noi n-avem ce ascunde! Oho! Am să arătăm măcar diplomele, să vă laudăm, oleac, până vă peni. Nu, este tot ce. E că v-aș ruga, oleac, lumina, dacă spai. Haideți să-mi fac fără la cameră. Eu trebuie să vă... Vrem să vă vedem biblioteca, dacă spai. Da. Spai? Să discutăm mai departe. Nu. Acum nu. Dar de ce? Știți ce vreau să vă spun? Atâta timp când n-ați ne aduceți permisiune că veniți de la direcție, nu pot. Pentru că eu încalc flagrant. Nu vă pot da voie nici sus, nu vă pot da voie nici jos. Eu vă înțeleg. Categoric nu vă pot da. La noi s-o plâns părinți. Hai să fim așa chiar direct și asta. S-o plâns. Nu trebuie să numiți. Nu. Da. Câți profesori la dumneavoastră încebuințați spiritoas în timpul serviciului? Doamne, eu vă spun că de ce vreau la bibliotecă. Hai să filmați și aici, vă rog frumos. Dar ce să filmați dacă acestea sunt... Nu, personale acelea. Sunt personale? Da. Ce dumneavoastră spune? Ia uitați-vă. Ce să filmez? Unde picioarele la dumneavoastră, când ne-au scris părință că la picioare, la directoare, acolo sunt sticle? Puteți să ne arătați acolo? Doamne, da. Ferește. Nu, că poate... Dar nu vă dau voie. Coca-Cola, nu? Ah, Coca-Cola. Da. Despre Coca-Cola și merge vorba. Și mai ceva? Nimic. Doamne. Eu în general nu Coniacioc. Consum. Nu consum. Eu n-am Absolut. Să... Eu nici nu vă dau voie. Ei bine, nici nu. Eu am 36 de ani lucrați. Eu sunt băștinașă. Mulți înainte. Cred că diplomele nu vin chiar așa. Eu sunt, am uitați-mi voie să vă spun. Da. Eu sunt băștinașă din sat. Am terminat școala aici, eminentă. Am făcut studii la Universitatea de Stat. Sunt profesoară bine. De istorie, 36 de ani. Foarte bine și foarte succes să vă doresc mai departe. Care Ia uitați-vă, vreau să vă spun așa, e normal ca să lucreze, iată așa cum mi-au spus eu, repede și am scris, nu așa. Chiar... contabilă, mătușa zăvcoză, mama contabilă la bucătărie, nora zăvcoză la bucătărie și toate foarte o asta listă între... Asta nu-i de la mine. Cum nu de la... Am ascultat... Viorel Cantemir Sofia, da? Uitați-mi voi să vă spun. Da, da, spuneți. Eu nu vreau să mă filmați, vă interzic categoric, nu vreau acest să vă spun. Și în genie nu discutăm, eu iar de-am fac în încălcare că discutăm... Nu, a discutat din partea părinților, noi am venit merge, ca... Lecția. Noi, în genere, suntem cu ușurile închise și nu permitem. Nu, dar ce aveți de ascuns? Nu avem de ascuns, asta e că părinții s-au plâns, că au zis că bieții, ne-au dat și video și poză. Poți să arăți, te rog, pe poză? Arătați, sigur, nu, trebuie acolo să ducem... Da. Noi vrem numai biblioteca să vedem și atât. Nu vă permit. Da, iată, înseamnă... Eu anunț direcția de învățământ, eu ca și degradare, asta e școala lui Iulian Filip, asta e școala lui... Da, păi, ia uitați-vă, degradare, desigur, dacă se face rachiu în școală, așa ne-a spus, magazinul cealaltă e deschis la dumneavoastră, prefaceți Coca-Cola acolo, la etajul 3, tot ne-a scris părință. Bomboane de la Cernăuță duceți și le faceți sub documente de anul nou de la Bucurie. Și scrieți niște prețuri. Toate ne-au spus asta, vă spun părinții. Asta este filmuleț. Da, da. Nu poate fi nimic.
Так. Ratați în mine și nu în colectivul ăsta. Dar noi asta cine suntem? Lumea pleacă la dumneavoastră de la serviciu motivând că m-am săturat să-i fiu slujitoare directorului. Da, meniu, putem să vedem, iată, de azi și cât sunt la școală, la gimnaziu. Meniu. Eu am spus categoric că nu mi se dă voie. Noi am făcut o adunare ca domnul Recea nu răspunde. Eu nu pot. Nu pot, vă spun. Eu trebuie... Nu, așa, nu puteți, nu puteți. Asta ar fi răspunsul pentru domnul. Da, nu domn. Permit, așa spuneți. Nu iată, mi-a spus așa. Vis-a-vis așa. De bibliotecă, cabinetul CDS pentru copii cu... cu caritate orice, excepționale. Noi suntem 10 școli cele mai bune. De tâta conduce profesoară de clasa 1 acolo. Iar experiență în asta da, în, da, în da, copii... Da. Noi toți avem terminat psihoterapie. Nu am în vedere anume cu cerințe excepționale, da, dumnei, da, da. Ori ca să fac o copie când mă... Nu ca să fac o copie. Copiii sunt foarte bravă la noi, participă peste tot. E foarte, foarte... Cabinetul doamnei Filip... profesoară de română, în dulap, rătiu, de casă, etajul 3, în fund, la stânga, este clasa 6, așa ceva. Avem clasa 6, una din cele mai bune profesoare. Bibliotecă, doar în eu bibliotecă. Eu nu am dreptul, dumneavoastră înțelegeți, că eu nu am dreptul să vă dau voi. Sunteți oameni complet străini, veniți cu inspectori, întorceți-vă, duceți-vă, veniți cu inspectori. Noi asta ca să prezentăm la cine ne-o trimis. Cui? De la minister. Nu Victoria Zaporoja? Care Victoria Zaporoja? Asta v-a scris probabil doamna bibliotecară care nu s-o cunosc. Mamică, eu s-o ocupată. Sunt foarte multe întrebări aici. Eu dacă... Haideți, bine. Veniți cu organele competente. Uh-huh. Eu sunt deschis. Până atunci la noi a fost controlul financiar. La noi a fost controlul... Totuși v-am găsit Coca-Cola la picioare, așa cum ne-au scris, Coca-Cola și coniciocul la picioare. Unde e conicioc? Nu. Eu nu coniciocul. Consum în gender, eu sunt bolnavă. Am o vedere, foarte mult m-ați înjosit și ne-ați scris. Dar nu v-ați înjosit, că ce? Coca-Cola ăsta ia... Magazinul ăsta lucrează, iată data viitoare venim, peste o lună venim. Veniți să ne prezentați cu în ziua de azi bonurile anume. Veniți dumneavoastră cu este speciale, organ, puteți să vă duceți acum da, și da. Să veniți și eu vă... Dar nu, că domnul Recean poate să-mi indice asta, dacă are ceva de ascuns. Document, niciun meniu, e că eu nu mă așa mi-a scălit meniurile. Eu nu am dreptul lucrurilor. Vreau să vă spun că de când eu mă aflu în instituția asta și director, eu am mai fost, când am fost liceu, eu nu știu de câte ori pot spun, eu un ceai nu beau de la gura copilului. Asta e principiul meu de viață. Nu mai vorbim că să eu acolo ori... Primul punct, știți cine ne-a spus, ori când vă uitați că e serioasă, e Doamne Ferești și Fățarnic. Uitați-vă ce primul punct, e scris chiar la mine. Nu, cred că asta nu toți mă iubesc. Da. Cred că nu toți mă iubesc și au dreptul să nu mă iubească. Noi, iată, mă, tot avem mențiune. Noi suntem instituția camerizată. Uh-huh. Suntem instituția din cele 10 cele mai bune. Fără niciun calcare, noi n-am venit cu rău. S-au plâns părinții și noi am vrut ca să controlăm, să vedem asta. Eu bănuiesc dacă... că asta vine de la doamna bibliotecară care a lucrat. Nu cunosc. Și care nu s-o ispărit. Dar care părinți? Nu care părinți? Noi suntem în foarte bune relații cu părinții. Eu foarte mult iubesc ceea ce fac. Am încă 3 ani până la sfârșitul mandatului și nu cred că nu o să mai dau, fiindcă de-am să apropie și vârsta mea de pensionare și eu pregătesc oamenii tineri și n-am nimic, dar îmi pare foarte rău, fiindcă să lucrez o viață, 36 nu, de ani vedeți și așa. Eu... De nu fel... știți că o bocică de asta de da, mere și cineva o lingură. Dar stau, știți ce mă gândesc? Eu stau și mă gândesc. Iată, dumneavoastră, n-ați știut că noi o să venim. Nu, dacă data trecută noi am făcut publicitate că o să ne ducem, era lună strună. Dar vedem cam o... E și așa curățenie. De ce n-ați arătat, de exemplu, măcar coridorul? Nu am dreptul să... Așa mi-a spus, eu nu am dreptul.
În privința asta văd că tot e... Eu nu am dreptul să vă primesc și dumneavoastră nu aveți drept să-i... Da, fără dom. Da. Veniți cu inspecția. Da. Dacă aș trebui să vină inspecția financiară, da. Noi suntem... Până atunci să... strângeți toate... E ca așa cum s-a gândit cineva. O bucată de tortă. Ia uitați-o. Vă spun care e problema și cu torta. Da. Și la ora 2 ne ducem, avem parteneriat cu gimnaziu numărul 2. Și ne ducem... Nu, ce frumos este. Numai la, nu, la recreație, da? Frumos școală, ce, deci. Bine, dar doamna asta n-ar mai fi mai bine? Nu ne-a făcut adunare, au spus că a fost doamna Maria Olaru la... Da, da. Ei, cam grosolan s-a portat, ei nu știa. Eu nu știu. În Borodachii mai blândule. Eu i-amintesc că mă de dumneavoastră. Acum îmi amintesc. M-am uitat câteva reportaje. E că tare i-ar plăce lui Maria Olaru. Deci eu sunt pentru icoane, de exemplu. Istoria acestei icoane. Măcar aici, spuneți-mi. Spun. Că s-o arătăm așa. Aha, Valeriu. Noi avem nostru, deci istoricul nostru, tot absolut. O să veniți, eu o să vă arăt tot. Toți beau cu un pahar, da? Nu, nu, vin fiecare copil, are paharul. Are pahar. Nu e că mulți sunt în nuanță care noi nu le știm. Nu, eu o să vă lămuresc tot, eu sunt deschis. Dar nu vă pare că doamna... Poate mai gine o cameră de filmat decât doamna? Dar noi avem camere de filmat. Da? Avem, atunci de tare mult cheltuieli faceți și cu doamna. Aici sunt femeile de serviciu care spală, dar în fiecare zi, așa e regulamentul, orice care școală, din orice care școală, îi fac serviciu până la ora 4. Avem și paznici, avem totul. Bine, vă lăsăm cu domnul, noi n-am venit cu rău, am vrut ca să facem aici control. Vă le-a gândit control nu puteți face. Da. Hai, luați-vă, ca să nu aveți nici dumneavoastră neplăceri și nici eu să nu am neplăceri. Luați-vă permisiunea și eu vă arăt. Eu, să venim, eu sunt sigur că școala noi o să venim cu ministru chiar. Ministru învăță Perciun. Noi îl stimăm. Da. Noi stimăm și participăm la toate. Peste o lună o să venim să vedem. Chiar, poate încă mai bine, fiindcă noi intrăm acum. Apoi da, desigur, până atunci ați dovedit că să ascundeți tot. Nu putem să ascundem, tot e transparență. Deci nu arătați în bibliotecă. Vreau pur și simplu biblioteca să vedem. Noi să dăm acum la satul european, să intrăm să acoperim școală, stăt, avem proiecte serioase. Bine. Nu vreau să-mi fac. Pe urmă e să... Jos sau sus? La prioritate, da? Când o să veniți, o să vedeți. Da. Bine, începe și copiii, n-avem cum arăta. Da. Bun, o zi frumoasă. Acă așa. Șed. Da, da. Nu vă vinovățăm că școala, gimnaziul dumneavoastră, dar la toate gimnaziurile să așa trebuie. Domn Perciun, știți ce de făcut în așa casă. E ca cam largă e școala așa de mare. Mulțumesc că ne-ați stimat, măcar ne-ați primit și ne-ați petrecut frumos. O zi frumos. Iată așa. Nu știu ce să spun. Da, desigur, am luat prin cabinet, prin dulapuri. N-am aceste drept, dar ce au scris părință, nu știu, doamna învinovățește o doamnă, nu știu ce, doamna asta se audă, poate să dea și în judecată pe o învinovățită, eu nu știu, nu cunosc cine e. Văd că mașinile scumpe au aici, mai așa. Bine. Eu am zis că mașinile, dar mă arătam pe mine. Cred că e profesorilor. Da, dar în școală să faci rachiu, asta la etajul 3, în fundul fundului, cum spune, din stânga, nu-i prea bine. Așa, am fost eu și cu o activistă civică și vă zicem o zi frumoasă.